Noi suntem Adriana și Bogdan, iar în urmă cu un an de zile, în plină pandemie, ne-am luat cele mai importante lucruri în rucsac și am fugit în lume fără să privim înapoi. Ne-am depășit limitele, am ieșit din zona de confort, ne-am creat amintiri neprețuite și am evoluat ținându-ne de mână. Am trecut prin multe țări, multe schimbări și mai multe emoții. Am cunoscut culturi contrastante, ne-am adaptat situațiilor mai mult sau mai puțin ușor și ne-am provocat cu fiecare nouă destinație. Dacă anul trecut în noiembrie ne aruncam în gerul Islandei, anul ăsta, ultima lună de toamnă, ne prinde explorând insulele Canare. Pe 19 septembrie 2021, în urmă cu aproape două luni, Cumbre Vieja, vulcanul insulei La Palma, a erupt distrugând casele și viețile a mii de oameni. Volcano eruption on a popular island. Massive rivers of lava. Volcanic eruptions. Continuă să erupă și astăzi și nu dă încă semne că s-ar opri, însă celelalte insule nu sunt afectate, fiind în continuare asaltate de turiști în căutarea verii, acum spre sfârșit de toamnă. Aici suntem și noi, pregătiți să explorăm Canarele și să descoperim ce ne oferă pe lângă plaje, ocean și vreme bună. Excursia noastră începe în Gran Canaria. E sfârșit de octombrie și dacă vara a fugit de noi, noi am venit după ea. Suntem în Gran Canaria, după cum v-am zis mai devreme, iar astăzi începem să explorăm insula. Hai târziu! Dacă vreți vedeți unde mergem, haideți cu noi! Ca o primă remarcă, mi se pare genial de condus pe aici, totul e frumos cu palmieri, străzile astea se prezintă bine, dar în schimb, ca și șofer trebuie să spun o chestie, niciunul nu semnalizează, deci eu n-am văzut o semnalizare din partea nimănui până acum, nici nu știu, mi-e și frică să intru în zile surgeratorii de multe ori. Da, e dăm înainte. Dar cred că e o chestie mediteraneană. Știi că nici în Italia nu semnalizează nimeni, nici în Portugalia, aparent nici în Spania. Asta e Atlanticoieră. E, vorba vine. Aparținem de Spania, zicem mediterană. Chiar dacă suntem la un pas de Africa, insulele Canare aparțin de Spania, deci prin urmare sunt europene. Sunt 7 insule Canare, dintre care eu nu știu decât vreo 4. Tenerife este cea mai mare, după care Fuerteventura, Gran Canaria, pe care suntem noi a treia, a patra e Lanzarote și mai sunt 3 pe care trebuie să le citesc pentru că nu le țin minte niciodată. La Palma, bineînțeles, unde e dezastru acum, La Gomera și El Hierro. Deci 7 insule principale și mai sunt câteva mici insulițe care nu sunt locuite. Nu știm dacă vom ajunge și pe alte insule încă. Știți că la noi mereu e o surpriză călătoritul. O să vedem cum decurg lucrurile aici și poate reușim să facem un salt și pe o altă insulă canară. Cu o parcare din 350 de mișcări am reușit să ne băgăm și noi aici. Am ajuns la prima oprire, unde sunt doar două locuri de parcare și am fost norocoși să nimerim noi unul. Mergem către Barranco de las Vacas, căutăm o zonă care se cheamă Barranco de Barafonso, sper să nu greșesc. Este un canion care seamănă foarte mult cu Antelope Canyon din Arizona. Ceea ce mi se pare super mega ciudat e că acest canion a fost descoperit în urmă cu doar câțiva ani și nu înțeleg oamenii ăștia unii n-aibă o trăit, l-au descoperit abia acum. Adică o țară, o insulă, o zonă ar trebui să fie cunoscut în 2021. În totalitate, adică mai ales trecut... când e atât de mică. Da, exact. Și cu atâția turiști. Mergem să vedem dacă au mai descoperit și alții înaintea noastră informația asta, dacă tot e proaspătă. Nu există niciun indicator aici. Noi am aflat informația de pe un blog, de pe internet. Undeva acolo trebuie să coborâm noi. Vedeți că este o gură de tunel. Trebuie să trecem prin el. Pe undeva pe acolo din stradă o să coborâm. Nu văd pe nimeni acum. Sper să ajungem unde trebuie. Coborâm pe aici, pe lângă aloe. Ce aloe gigantă! Trebuie să sărim gardul? Da.
am coborât de acolo de la stradă, undeva acolo e mașina și intrăm pe aici, prin tunel. Ar trebui să facem 10-15 minute până ajungem. Haideți să vedem dacă găsim locul, pentru că e o porțiune mică. Am pătruns în situație, așa se prezintă Barranco de las Vacas la prima vedere. Este un canion lung de câțiva kilometri, însă noi căutăm o porțiune care, v-am zis, se numește Barranco de Barafonso. Porțiunea aia ar trebui să aibă vreo 80 de metri lungime și ar trebui să fie spectaculos la propriu. Haideți să vedem. Îl găsim sau nu îl găsim? Nu știu cum arată Barafonso, dar mi se pare deja că arată genial și aici. Sperăm totuși să se ducă norii de deasupra, pentru că dacă vine lumina apusului, toate pietrele astea, toate stâncile, vor fi așa roșiatice. Dar e frumos și așa, nu zic nu. Și e deosebit. E diferit față de ce am mai văzut până acum. Poate să-mi amintească puțin de Petra, da, de Iordania. Însă nu mă așteptam să găsim un loc de genul pe insulă. Mai ales aici, în Canare, unde e mereu vară, e mereu verde. Wow! Ce drăguț e! Cred că aici e! Piatra aceea din mijloc, am văzut-o pe internet. Mamă, cât e de fain! Ia uite că e deja cineva acolo, face poze. Doamne, arată superb cât de geometric e! Ți-am zis că faci 10-15 minute. De unde? Am ajuns în 20 de pași. Și am zis că sunt milioane de oameni, dar și am zis, da, că o să ne întâlnim cu toată Canaria aici și nu e nimeni. Ei, ce norocoși suntem! După ce ghinion am avut în vlogul trecut, era și cazul. Ia să vedem din care parte, din partea aceea, cred. Ah, ce drăguț e! Vai, deci spuneți voi dacă nu e izbitoare asemănarea cu Antelope Canyon. O să vă atașez o poză aici. E aproape identic. Acum, reveal. Ah, și aici s-a blocat. Ah, e perete. Wow! Eu nu înțeleg cum de-abia au fost descoperite. Nu, bam! Acolo e locul. Vai, e super! Nu mai aștept să facem poze. Hai la poze, hai la poze, hai, 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 hai! Venit, văzut, pozat, plăcut. E o chestie super mică. E mai mult o grotă, cumva. Dar e interesant. Deci, ia să vă arăt. Acolo în spate este canionul care se înfundă și pe acolo, pe sub strada aceea, am intrat noi. E super aproape. Noi văzusem pe net că faci vreo 15 minute. Nu știu cum ai putea să faci 15 minute dacă te târâi. Deci noi am făcut 2 minute și am urcat de 5 ori ca să opresc camera și să o pornesc. Stai să văd cum cobor. Pofi, pune mâna aia jos. Da, t-am pus. Mâna jos. Hai că suntem în întârziere. Să pui o mână jos, uite că eu nu am mâini să pun acum, dar gen tu pune o mână jos. Chiar e foarte tare locul ăsta, mă bucur că am venit. L-am descoperit întâmplător ieri, aseară, când am ajuns. Am mai dat un search, am mai verificat locațiile pe care vrem să le vedem. Și am descoperit și locușorul ăsta. Și dacă tot văzusem că e aproape cumva de stradă și e puțin de mers, am zis, ia, hai să ne oprim noi, că e și la 15 minute de casă. Cum am zis, venit, văzut, pozat, plăcut, mergem mai departe. Deja apune soarele, dacă nu a apus deja, aici e cam întuneric între munți. Mergem să vedem un alt loc, poate
cel mai faimos loc de aici, din Gran Canaria. Chiar sunt curioasă dacă o să-mi depășească așteptările. Urcăm înapoi, pe unde am și coborât. Au început să se adune oameni, au trecut două grupuri pe lângă noi. De asta am și plecat, că altfel mai stăteam și acum. Așa au trecut 3-4 ore, nu știu cât dracu am stat, cât ceasul 7. Doamne! S-a dilatat timpul cât am stat aici. În mod normal, aici nu ar trebui să ai nicio parcare, dar știți pe net că este locul ăsta în care încap doar două mașini. Ei bine, încap și trei dacă vrei. Și cu undeva acolo, după zona aia de munte, este o parcare cu în care încap vreo 50 de mașini. Nu știu, n-am ajuns până acolo, dar oricum, dacă urci până acolo, ai de mers o grămadă să ajungi aici, adică cred că vreun kilometru. Așa noi aici, pac, 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 imediat am ajuns și acum plecăm. Am călătorit în timp și spațiu pentru a ajunge cu două ori mai devreme aici. Suntem în cel mai inedit loc de aici din Gran Canaria și cred că unul dintre cele mai inedite din toate insulele Canare. Nu știu să mai existe asemenea locuri nici măcar în lume, cel puțin nu foarte multe. Suntem la Bunele de Nisip, de la Mas Palomas, cel mai faimos punct de aici din Gran Canaria, un fel de Sahara al insulelor Canare. Priviți numai câte dune sunt în jur, iar acolo, în capăt, este oceanul. Este primul loc de acest gen pe care îl vedem noi, unde deșertul se întâlnește cu oceanul și abia așteptăm să călcăm pe nisip, să pătrundem în situație. Locul ăsta se întinde pe o suprafață de 400 de hectare. Pot să zic că e cea mai mare plajă a lumii. Bine, acum poate este una mai mare, deși nu cred. Îmi plăcea locul ăsta super mult, că văzusem pe Google mai de mult, dar nu știam că este și în Gran Canaria. Cât de satisfăcătoare sunt dunele astea neatinse! Doamne, cum arată! Bine, dacă te uiți mai încolo, e plin de pași. Dacă vă uitați atent, sunt oameni peste tot. Pe fiecare vârf de dună este cel puțin o persoană. Acolo. Prin spatele dunei este ea din fața noastră. E superb! Mamă, deci ar merge un cadru fix de aici. Cu mine într-un vârf de dună acolo. Sau cu amândoi. Este cărarea asta de-a lungul deșertului și ai mai multe ieșiri. Poți ajunge în mai multe locuri, dar cred că o să intrăm și noi pe aici, pentru că par cele mai înalte, ori e din cauza faptului că suntem noi aproape. Mamă, ce șmechere și ce moale! Wow! Wow! Doamne! Mi se pare incredibil faptul că se unește deșertul ăsta cu oceanul. N-am crezut că există așa ceva în realitate. Am crezut că sunt photoshopate imaginile. Și atât... Da. Și e atât de mare, e o suprafață atât de mare, plină de nisip, că dacă era o bucățică de plajă, înțelegeai. Dar uite-te numai împrejur. E imens. Sahara departe de Sahara. E nici chiar departe. Cât mai avem? 200 de kilometri de aici. Aici e deșertul și dacă ne întoarcem, e plin de case. Cred că sunt cazări tot ce se vede aici pe coasta asta. Palmieri. Arată ca o stațiune normală. Și când te întorci, poc. Bate vântul foarte tare și flutură tot nisipul. Sperăm doar să nu ne stricăm camerele, că am mai avut noi experiențe de genul la plajă. Citisem o chestie interesantă, cum că pe timpul pandemiei, cel puțin în perioada în care a fost lockdown și nu au fost turiști mai deloc, dunele ar fi căpătat o formă foarte frumoasă și autoritățile au decis să nu mai lase oamenii să se plimbe pe unde vor ei. Nu știu când s-a anulat decizia, că e plină de pași peste tot. Sunt găuri găurele, dar într-adevăr, în zonele în care nu sunt pași arată absolut divin. Și nu știu dacă vă dați seama cât de înalte sunt dunele. Wow!
Nici când am stat în Sahara nu erau dune atât de înalte. Era aia foarte înaltă, care avea vreo 200 de metri sau cât naiba avea, dar nu erau așa multe înalte. E incredibil. Locul ăsta e mai genial decât... Sahara, unde am fost noi, în Merzuga. Și uite așa, cred că am ajuns pe cea mai înaltă dună, pentru că acum că mă uit împrejur, toate par micuțe. Ce-am obosit! Pregătiți pentru reveal? Oh! Wow! Wow! E ireal! O să fac un 360 de grade. Să vedeți de jur împrejur imaginea. Vă dați seama cât de mare e locul ăsta, cât de întins. Minunat. Hai să ne facem și noi un base camp undeva, să facem niște fotografii, niște cadre, după care vă mai povestesc câte ceva. Există un mit conform căruia deșertul de aici, de la Maspalomas, ar fi adus din deșertul Sahara, ar fi purtat de vânt din Sahara. Ei bine, asta e total neadevărat. Chiar dacă suntem noi aproape de Sahara, suntem la vreo 200 și ceva de kilometri, aici nu e Sahara. Deșertul a fost format după ultima eră glaciară, atunci când apele s-au retras și nisipul a fost scos la iveală. De atunci, vântul, curenții l-au tot împins. Ca urmare și astăzi am înțeles că se extinde cu 3-5 metri pe an. Din cauza curenților este împrăștiat și la un moment dat Gran Canaria va fi doar deșert Maspalomas. Și noi de altfel, pentru că mă bate vântul ăsta plin de nisip în continuu. Multe poze și multe clipuri mai târziu ne-am așezat și noi să privim apusul care e fix în față. O să ridicăm și drona să vedem cum se vede. Să vedem cum se vede totul de sus. E genial. Pot să zic cu mâna pe inimă că e unul dintre cele mai frumoase locuri în care am fost vreodată. E superb să fii în mijlocul deșertului, să vezi oceanul și munții în partea opusă. Superb. N-aș mai pleca de aici. I-am zis lui Bogdan că trebuie să revenim. M-a urât pentru asta. Dar trebuie să mai venim într-o zi până plecăm. Observați diferența de lumină față de când am ajuns? Cât de frumos e totul în lumina asta galbenă. Ia să vedem și cum e de sus. Soarele aproape că a apus, am tras și noi cadrele cu drona, ne așezăm și ne bucurăm de ce a mai rămas. E minunat, e superb, e fabulos, e unul dintre cele mai frumoase locuri în care am fost vreodată. E wow! Nu vine să cred că e posibil în continuare. Oficial e locul meu preferat din Gran Canaria și top 5. Și în lumina asta roz, așa... Doamne! Mă încurcurea că mucoasele... Bine, am numai nisip printre dinți. S-a răcit un pic aici. Crâșnesc în continuu. Pe dinți? Și pe față. Sunt plină pe față de nisip, pe buze. Da, m-aș băga cu capul ca struțul în nisipul ăsta. Dar întrebarea mea este, mai simt să ajungem înapoi dacă se întunecă? Dar nu se întunecă, nu se face negru deodată.
Ne descurcăm noi să ajungem la margine. Dormim aici, dacă nu. În entuziasmul meu de mai devreme, nu mi-am dat seama că e scos microfonul din cameră. Deci posibil să bată vântul de surupă, încă nu știm, o să vedem. O să punem subtitrare, dacă nu mă înțelegeți. Dar, în concluzie, spuneam cât de minunat e locul ăsta și nu am mai văzut așa ceva nicăieri. Și vă recomandăm să veniți aici pentru că e de vis. Deci chiar merită. Gran Canaria. Până acum. Doar pentru locul ăsta merită să vii aici, sincer. Da, să vii gen, da, dacă ai de ales doar un singur loc, să vii până aici, e lux. E inedit. E inedit, da. Tu ești inedit. Eu sunt inedit Adobe Premiere Pro. Viața e roz și roz e lumea toată. Nu, viața nu e roz, roz o faci tu. Viața e un gri, de fapt. Și o faci tu, un roz, un gri colorat. Oleu. Și mers ugat, tot așa am mers și nu mai știam unde sunt, nici măr spun Algeria. Pierdut, Doamne. Și acolo chiar eram panicați, aici măcar de bine de rău vezi munții. Munții aia pe care o să-i vizităm în două vloguri. Așa că pentru cine vrea să vadă următoarele aventuri blondrienistice, să dea acolo subscribe-ul nebun, că trebuie să facem și noi măcar 17.000. Ce zici, facem 17.000 la clipul ăsta? Nu. Nu facem? Deci stăm în 80 de subscriberi de mult, mult tare de tot. Acolo înăuntru e mai negru, e mai gri așa, închis. Este umed. Posibil. Cred că de asta și crește verdeață pe acolo, că e gen iapă. Păi ce smart ești. Mai cum, dar eu nu știu. Uite, tot unii verdeații negri. Biologul, mama. Hai că ne apropiem de mal până la urmă. Wow. Îți vine să crezi că tot ce e aici a fost la un moment dat sub apă? Ce fain se văd oamenii, doar umbrele lor, de fapt, cum trec dunele și în dreapta palmierii sunt și ei negri. Ador. Și nu știu dacă mă credeți, dar sunt cel puțin 18 grade la ora asta. Cald, e cald, se stă numai bine. Nu mai adie vântul deloc. A bătut vântul de neazăpăcit cât am făcut noi poze și acum nici măcar nu mai adie. Nu, serios, puf, uite-le, că ce... Nu, deci asta e soarta noastră, nu mai... Deci ați văzut în toate vlogurile noastre, când e de poze sau ceva, ba soameni, ba uragan, cu tremuri, plouă, când terminăm, pac. Nu se aude nici musca. Degetele mele de la picioare n-au mai fost atât de solicitate în viața lor. Nu mă doar degetele puf. Curbura aia piciorului, aia mă doare. Că aia nu-i folosită niciodată, că mergi pe drept și gen îți folosești pernuțele, ca pisica. Partea aia din mijloc, acum că intră toată presiunea acolo în tipul, aia e vraiște, deci nu a fost folosit în viață nici măcar nu știa că e acolo ea. Hop, hop, hop. Hai că până mâine se face înapoi frumos. Căprița!